În mediul actual contemporan suntem avizi după lucruri șocante. Ele ne atrag atenția și ne arată că există ceva cu care să ne petrecem timpul. Lucrurile șocante ne-au capturat energia, ne-au capturat atenția și nu mai știm cum să gestionăm lumea noastră interioară, lumea noastră sacră. Și de asta vreau să vedem astăzi cum să ne descoperim noi calitățile, valorile, talentele, vocația, și am zis să pregătesc trei idei cum să ne raportăm la lumea noastră, să vedem ce ni se potrivește, ce e util să facem, ce înclinații avem ca să ne apropiem de menirea noastră și de misiunea noastră pe acest pământ. Maria Luca, îți mulțumesc foarte mult pentru comentul tău și mai bagă din astea idei pentru că sunt utile ca să împărțim și cu ceilalți ceea ce facem pe acest canal. După cum știți, nu credeți, ci verificați. Despre ce se vorba în acest video, să-i dăm drumul. Prea bucuroși mei prieteni, am zis să dezvăluim astăzi, din verificările pe care le-am trăit și am avut șansa și norocul să le primesc și să le practic, trei idei care ne pot fi utile în apropierea de ceea ce se numește drumul nostru, parcursul nostru, înclinația, talentele, calitățile, valorile, această vocație care ne permite să facem ceva cu tot dragul, cu toată energia, cu tot entuziasmul. Ei bine, când nu facem lucrurile astea, alții o să ne pună să muncim, să trudim, alții o să ne ofere recompense și o să ne ofere motivație, pentru că noi nu reușim singuri să ne facem pe noi înșine, să ne autodeterminăm. Și când nu o facem noi înșine, ceilalți o să o facă pentru noi și o să reușească să ne dea ei o misiune dacă noi nu putem să facem singuri. Dar ce vreau pentru tine este să verificăm că din autodeterminare, din acest factor interior de a produce din mine ceva, această energie mă conduce să îmi găsesc energia către misiunea mea dacă urmez aceste trei verificări sau practici sau exerciții. Primul lucru ca să ne găsim misiunea și vocația este să vedem ce acțiune sau de ce facem o acțiune și dacă avem cumva așteptări de la ea. Dacă facem acțiuni și avem așteptări de la acțiunea dată, făcută, acel lucru se numește recompensă și facem doar pentru sau ne condiționăm doar pentru că primim ceva. Primim o stare bună, primim bani, primim recompense, validare, aplauze, medalii și așa mai departe. Ei bine, când nu facem lucrurile astea și o facem cu tot dragul, cu energie, fără să avem așteptări și fără să ne punem în slujba condiționării așteptărilor, noi creăm un raport cu lumea noastră interioară către menirea noastră. Atunci când ne observăm că facem lucru pentru cineva sau pentru un job sau pentru șeful nostru, doar pentru că trebuie să ne dea ceva la loc, fie atenția lui, fie recompense, fie bani, fie salariu, atunci acel lucru nu este vocație, nu este misiunea ta, nu este îndeletnicirea ta cu ceea ce tu ai nativ înăuntru tău. A doua idee ca să ne găsim menirea și vocația este să vedem dacă în ceea ce facem nivelul nostru de energie crește. Ei bine, un timp când avem o idee, energia este mai mare, după care energia scade când punem în aplicare un plan care durează mai mult. Și când nu avem feedback de la exterior, energia se scutură și se evaporă și nu mai avem energie să terminăm ce ne propunem. De asta materializăm atât de puțin din ceea ce gândim sau plănuim. Și atunci când ne punem în condiția aceasta a fi atenți la nivelul nostru de energie, când ne place să facem ceva, energia este disponibilă. E ca și cum se autocrează prin ea însăși, prinăuntru nostru. Când nu avem acest feedback din afară și energia nu vine din afară să ni se spună cineva e ok ce faci, e în regulă, dă-i bătaie mai departe, inspir mai departe, când nu vin lucrurile astea și trebuie noi să ne autodeterminăm, atunci aia ar putea să fie drumul, acea ar putea să fie drumul către vocație. Când vrem să ne punem în slujba vocației noastre, atunci energia vedem că este constantă, că ne ajută și ne conduce către ceea ce înseamnă
disciplină, consecvență, constanță în toate acțiunile care noi le facem. Atunci când nu primim feedback din exterior, e nevoie să autodeterminăm, iar când primim feedback din exterior, este doar părerea lor, este doar ideea lor, este doar ceva efemer care trece din afară. Tot timpul e util pentru noi să ne păstrăm constanța, disciplina și consecvența în orice acțiune facem, ca să vedem cât de util ne-ar fi nouă să ne energizăm pe măsură ce aflăm ce ne place. Dacă încercăm mai multe meserii, dacă încercăm mai multe sarcini, mai multe joburi, mai multe task-uri, atunci o să vedem către care avem inclinația de energie constantă și o să mergem mai departe către ce vrem să facem. A început unul cu aspiratorul acolo jos în aeroport și încearcă să mă distragă de la ceea ce am de făcut pentru tine, dar vreau să mențin atenția la ceea ce lucrăm acum. A treia idee pe care o am, dragii mei prieteni, este să vedem ce ni se potrivește în mod nativ, în mod natural, în mod intuitiv. Dacă orice sarcină facem vine într-un mod natural și vine într-un mod în care nu am învățat acel lucru, ci cumva ca și cum îl știm, ca și cum îl recunoaștem, ca și cum este atât de ușor de făcut, acel lucru cumva în trecutul tău l-ai mai făcut, l-ai mai gândit, l-ai mai manifestat și acum ți este ușor să-l faci. Cu cât mai multe lucruri pe care le observăm în viața noastră că sunt naturale și ne vine ușor să le facem și avem această disponibilitate ușoară să o facem, atunci energia noastră este mai mare pentru că este un lucru nativ, intuitiv, natural și neînvățat. Când observăm aceste trăiri în autoobservația necesară dorinței ca să ne găsim misiunea și vocația, atunci o să observăm că ne apropiem din ce în ce mai mult să vedem ce ni se potrivește nouă cu adevărat în acest parcurs al vieții noastre sacre. Când uităm de autoobservație și nu vedem ce ne se potrivește, cât de natural ne vin lucrurile pe care vrem să le facem și uneori ne chinuim, ne este greu, trudim la ele și parcă nu se leagă de noi, atunci lucrurile alea nu sunt pentru vocația noastră și ar fi util să căutăm mai multe activități, mai multe joburi care să ne ajute să vedem în care avem inclinația nativă, naturală, intuitivă și neînvățată să ne descurcăm. Fie că îți place să vorbești bine, fie că îți place să lucrezi într-un ca mecanic, ca doctor, ca dentist, ca să faci poduri sau orice altă misiune ai tu, cum fac băieții ăștia de controlează bagajele, asta este misiunea lor. Asta știu ei și au abordarea aceasta interioară să facă. Înclinația asta lor e un semn că asta este poate vocația lor și cum fiecare avem câte una, e nevoie să vedem care ni se potrivește și o facem cu energie, cu consecvență, cu disciplină, fără să avem așteptări și fără să ne lăsăm condiționați de faptul că ceva din afară trebuie să ne cineva din afară trebuie să ne aplaude sau să ne dea o recompensă. Când facem cu energie lucrurile, le punem amprenta pe ele și rămân sau pleacă dinăuntru nostru sacru și lăsăm cu adevărat ceva nou pe acest pământ. Dacă ți este util, nu doar de la psiholog îți spun acest lucru, așa mai mult ca să pun umărul în ceea ce faci tu, nu crede nimic din acest video, ci pune și verifică pentru propria ta experiență practică. Dacă ți este util, un like, merge și un share la prietenii tăi și un subscribe la acest canal. Până atunci, să ne vedem cu bine și să-ți fie de bine. Uite, poate asta e vocația lui. Cine știe? Să-ți fie de bine.